Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Andrei Bărbulescu. Începe o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Singura emisiune care va aduce în fiecare zi cele mai noi informații despre vreme, climă și verificate și confirmate de specialiști. Maxima zilei la nivel global a fost de 45 de grade în Phoenix, Statele Unite, iar minima de 70 de grade în Antarctica. Ca în fiecare luni, aflăm cele mai noi informații de la oamenii de știință despre starea planetei. Vă spunem și care sunt îngrijorările referitoare la Marea Baltică și, bineînțeles, avem ultimele date despre evoluția vremii. Meteorologii au anunțat la finalul săptămânii trecute că țara noastră va fi traversată de un ciclon puternic, care va aduce o scădere drastică a temperaturilor, ploi torențiale și vânt puternic. Efectele au fost totuși mai puțin grave decât s-au așteptat autoritățile. 90 de localități din 27 de județe și capitala s-au confruntat cu probleme din cauza vremii. În București a fost emis și un mesaj ROA alert pentru județul Galați, deja grav afectat de inundațiile. De acum două săptămâni a fost emis un cod roșu de inundații. Avertizarea hidrologică de inundații pentru Siret, Prut și râurile din Dobrogea a fost actualizată până mâine. Bilanțul victimelor după trecerea uraganului Helene din sudul și sud-estul Statelor Unite a urcat la cel puțin 93 de morți, potrivit autorităților. Cel mai afectat a fost statul Carolina de Nord. Milioane de americani din 10 state se confruntă cu pene de electricitate. Un echipaj American Air Force a zburat spre ochiul uraganului Helen în timp ce se apropia de zona Big Bend din Florida, cu scopul de a colecta date pentru meteorologi. Helen a atins uscatul în nord-vestul Floridei noaptea de joi 26 septembrie, cu forța unui uragan de categoria 4 pe o scară din 5, însoțit de vânturi cu viteze de până la 225 de km pe oră. Statele Alabama, Florida, Georgia, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Tennessee au declarat stare de urgență federală. Uraganul a avansat apoi către nord și s-a diminuat în intensitate. A fost retrogradat la categoria ciclon post-tropical. Urmează să afecteze Valea Ohio și zona centrală a munților Apalași, a anunțat Centrul Național pentru Uragane, care a avertizat că penele de electricitate ar putea fi de lungă durată. După ce s-a format în Golful Mexicului, Helen s-a deplasat deasupra unor ape deosebit de calde, care, spun climatologii, au jucat un rol în intensificarea rapidă a uraganului. Prin creșterea temperaturii apelor oceanice, schimbările climatice cresc probabilitatea intensificării rapide a furtunilor și sporesc riscul de uragane puternice. Un neobișnuit val de căldură marină în desfășurare în Marea Baltică îi îngrijorează pe specialiști. Timp de 50 de zile, apa a fost neobișnuit de caldă. În Golful Finlandei, lângă Helsinki, temperatura apei mării este de 18 grade. De obicei, în această perioadă a anului, ar trebui să fie în jur de 13 grade. Valul de căldură marină care a afectat coasta Finlandei a rămas constant în ciuda răcirii vântului. Lämpimimpiä havaintoja on mitattu tässä Suomenlahdella eli Helsingin lähestöllä. La majoritatea stațiilor de observare de pe coastă, valul de căldură a durat aproximativ 20 de zile, adică practic toată luna septembrie, a explicat cercetătoarea finlandeză. Pe geamandura din Golful Finlandei, canicula durează de aproximativ 50 de zile, de la începutul lunii august. Luni, 23 septembrie, temperatura era de 17,4 grade. Tendințele globale de creștere a temperaturii de suprafață a apei pot fi observate și în Marea Baltică. Este de așteptat ca încălzirea globală să crească durata și intensitatea valurilor de căldură marină, iar apariția acestora trebuie luată în considerare pe termen mai lung. În ultimii 2 ani, temperatura globală a mării și schimbările de temperatură în Atlanticul de Nord au fost alarmante. Potrivit Agenției Finlandeze de Mediu, anomaliile de temperatură observate acum în apele de suprafață ale Mării Baltice indică o schimbare care va avea consecințe grave atât pe uscat cât și pe mare în această regiune. Este de așteptat ca, de exemplu, înflorirea algelor albastre verzi, cianobacteriile, să crească în timpul verii. Sezonul acestora s-a prelungit deja din cauza creșterii temperaturii, apar mai devreme și dispar mai târziu în toamnă. Creșterea temperaturii medii globale este consecința directă a creșterii continue a nivelului de gaze cu efect de seră. 422,19 părți per milion este cea mai recentă valoare a concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, măsurată la observatorul global Mauna Loa din Hawaii, cu 4 părți per milion mai mult decât la aceeași dată anul trecut.
De când a început producerea în masă a plasticului, în anii 50 până în 2019, 140 de milioane de tone de deșeuri din plastic s-au acumulat în mediile acvatice. Potrivit unui studiu din 2023, 22% din această cantitate a format o supă de plastic în oceane și 78% în ecosistemele de apă dulce. De unde provine tot acest plastic? Aflăm chiar acum. Sticle, anvelope, ambalaje, țevi și multe alte obiecte din plastic sunt aruncate în fiecare an în cursurile de apă, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În mare parte, acest plastic, cum ar fi sticle sau materiale utilizate în construcții, ajunge în râuri și lacuri. Restul deșeurilor plutește timp de ani și chiar decenii și ajunge în oceane. Deșeurile provenite din activitățile maritime, plase și unelte de pescuit, reprezintă, într-o măsură mult mai mică, o altă sursă. Cu o durată medie de viață de 6 luni până la 35 de ani, macroplasticele, cu dimensiuni mai mari de 5 mm, se descompun lent în microplastice, mai susceptibile de a fi ingerate de speciile acvatice. Din aproximativ 100.000 de cursuri de apă, 1.000 sunt responsabile pentru 80% din deșeurile de macroplastic ajunse în oceane, iar 30.000 sunt responsabile pentru restul de 20%. Au calculat mai mulți cercetători în cadrul unui studiu realizat de organizația non-profit Ocean Cleanup și publicat în 2021 în jurnalul științific Science Advances. Dintre primele 50 de râuri care transportă cel mai mult plastic în oceane, 44 se află în Asia. Este momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. Până mâine dimineață la ora 10 avem un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificarea ale vântului în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, unde vor fi averse, iar mai ales prin acumulare cantitățile de apă pot depăși 25-40 de litri pe metru pătrat. Izolat chiar peste 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Avem cod galben și de ninsori și intensificarea ale vântului la altitudini în general de peste 1700 de metri în Carpații Oriental și Meridionali. Vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea aici intensificări cu viteze de 70-90 de km pe oră. De mâine va intra în vigoare un alt cod galben de intensificare ale vântului, valabil până pe 2 octombrie la ora 10 dimineața. În Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, aici vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Să revenim la noapte, când cerul va fi variabil cu înnorări și ploi în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, Maramureș și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi aici de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în extremitatea de sud-est, în general de 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile estice și sud-estice, unde rafalele pot să atingă 50-70 de km pe oră, cele mai mari fiind în zona litoralului. Izolat dimineața e posibil să fie și ceva ceață. 3-4 grade în Arad și Timișoara, 6 grade în Brașov, 5 în Baia Mare, la fel în Cluj și Suceava, 10 în Constanța, 8 în Craiova. Mâine cerul va fi variabil, cu înnorări în estul, sud-estul, centrul și nordul țării. Temporar va mai ploua în Dobrogea, local în Moldova, la munte și izolat în Transilvania și estul Munteniei. La altitudini îndeoseb de peste 1700 de metri trecători vor mai fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în est, în sud-est și în extremitatea de sud-vest. Local rafalele pot să atingă 50-70 de km pe oră. Vor fi 16 grade în Constanța, 15 în Bacău, 13 în Târgu Mureș, 14 în Cluj și Sibiu, 16-17 grade în Arad și Timișoara, 21 de grade în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, mai mult noros în prima parte a nopții. Temperatura minimă va fi de 9 până la 11 grade. Mâine, valorile termice vor crește față de ziua precedentă, iar temperatura maximă poate să atingă în jur de 20-21 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări în primele ore ale intervalului. Poi mâine, temperatura în capitală se păstrează 20-21 de grade. La munte, cerul va fi variabil, cu norări pe arii restrânse, ploi slabe pe parcursul zilei în Carpații Orientali și Meridionali. La peste 1700 de metri, în schimb, la altitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. 7 grade în Predeal și în Poiana Brașov, în jur de 7 vor fi și în Sinaia, 11 la Stâna de Vale.
Poi mâine în țara noastră cerul va fi variabil cu înnorări în regiunile vestice și nord-vestice, unde îndeosebi spre seară și noaptea pe alocuri va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului în sudul Banatului. Vor fi în jur de 21 de grade în Constanța, 19 în Iași, 18 în Târgu Mureș, 22 de grade în Arad și Timișoara, 20 în Craiova. În Munții Tatra a căzut prima zăpadă din acest an. S-au înregistrat mai multe accidente grave. În acest anotimp, vremea rea îi poate lua pe nepregătite pe turiști. De aceea este bine să nu riscăm o urcare fără a fi bine informați și bine echipați. Probleme au fost și în munții noștri din cauza vremii nefavorabile. La 1987 de metri înălțime s-a depus un strat de 1 cm de pulbere albă. Temperatura a scăzut la minus 2 grade Celsius, iar vântul a suflat puternic cu rafale de 120 de km pe oră. Cu toate acestea, mai mulți turiști s-au aventurat să urce cu telecabina până în vârf. Din cauza condițiilor meteo dificile, s-au desfășurat mai multe operațiuni de salvare. O persoană și-a pierdut viața, iar mai multe au fost recuperate de salvamontiști cu răni și hipotermie. Maxima zilei pe continentul european a fost de 34,8 grade în Turcia. Să vedem și alte fenomene și temperaturi din principalele orașe europene. În Madrid vor fi în jur de 26 de grade, cer senin și în Lisabona cu 26 de grade. În schimb, în Londra și în Amsterdam cer acoperit, precipitații și 14-15 grade în termometre. În Roma 24 de grade cu cer mai mult acoperit, vreme frumoasă în Atena cu 27 de grade, 17 în Sofia, 21 de grade în Istanbul. O vreme închisă și în Praga cu 16 grade. În Oslo 12 grade, cer mai mult senin, 15 grade în Berlin cu precipitații toată ziua, vreme închisă și în Varșovia, în Kiev 20 de grade cu un cer parțial noros. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem mâine de la 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.